Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, dar pentru cei ce nu știu acest canal pe încă ceva, găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, podcasturi despre entertainment și multe, multe altele. Așa că dacă vă place acest tip de conținut, care nu e neapărat pe placul tuturor, apăsați subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Astăzi avem o recenzie de serial și un serial care a apărut, deci are 3 luni de zile, dar pe care am apucat să-l văd abia acum, să-l termin de fapt abia acum, și anume Castle Rock este un serial pe HBO Go, este produs de Hulu, este inspirat de universul creat de Stephen King și se situează oarecum adiacent în acest univers formulat de Stephen King. Așa că dacă vreți să aflați mai multe despre acest serial, rămâneți aici, altor de mine. Young Man Who are you? What's your name? We no of you. You this Castle Rock este producție Hulu, este apărut anul acesta și este un anthology series, adică în fiecare sezon vom vedea o altă poveste spusă de-a lungul celor 10 episoade. Primul sezon, din punctul meu de vedere, a fost foarte, foarte bun. Singurele, poate singure, singura chestie pe care aș vrea să o spun că nu am fost extrem să cu ea, este finalul. Dar overall, pentru o operă adaptată universului Stephen King, scrisă de doi oameni care nu sunt Stephen King, serialul ăsta are un puternic, excepțional de bun vibe de Stephen King e plin de easter Pentru cine știe universul Stephen King, vorbeam și cu suc de chestia asta, e puțin overwhelming. Ia, sunt atât de multe easter egg sunt atât de multe încât aici e... Practic ce s-a întâmplat este că s-a ajuns la punctul în care ai atât de multe easter egg încât le-ai pus atât de multe, de ce? Probabil în cauza că te cineva nu o să le prindă pe toate. Și atunci, pentru unul care a văzut doar două, trei filme, sau două, a citit o carte, sau două cărți, al lui Stephen King, te uiți și recunoști easter câteva. Dar dacă le știi pe toate, o să vezi că aproape în fiecare episod ai 5-6 easter egg mai mici sau mai mari. Iar asta pentru unii a fost, hai să-i spunem, annoying, dar nu e, nu e, un, un, nu e o problemă atât de mare. Pentru că cea mai mare parte a oamenilor nu vor vedea, nu au citit toate lui Stephen King, cea mai mare parte nu știu toate filmele lui Stephen King, toți actorii care au fost în Stephen King. Pentru că foarte mulți dintre actori, sau ce obțin patru, încât să știu eu, au fost și în filme, în alte filme al lui Stephen King. Și atunci există foarte mult, e, un, foarte, e foarte, mare, e un meta, e very meta, ca să zicem așa, sunt foarte multe părți din universul lui Stephen King într-un serial care, nu se, care este în universul lui Stephen King, dar nu este făcut de Stephen King. Și e făcut cu binecuvântarea lui Stephen King, Stephen King a plăcut foarte mult serialul. Așa că overall, povestea este destul de interesantă. Să trecem la părțile bune și părțile rele ale acestui serial. În primul rând, la părțile bune, actoria este impecabilă. De, în cele mai, mari, cele mai multe cazuri, este incredibil de bine făcut. Mi-a plăcut foarte mult. Pe locul 2 este scenografia. Felul în care sunt set, întregul univers, felul în care este filmat, cinematografia și scenografia sunt impecabile. Mi-a plăcut extrem de mult. Iar dialogul, aici partea care mi-a plăcut cel mai mult este faptul că Deși știam că nu este scris de Stephen King, are un vibe Stephen King. Foarte, foarte Ca producție este foarte bun. Și atunci când combin chestia sau poveste spusă bine, cu actori buni, cu o scenografie bună, e greu să nu ți iasă. Sau slabe șanse să nu ți placă să-l vezi. Unde e posibil, în schimb, să ai probleme în serialul ăsta este dacă nu-ți place Stephen King, s-ar putea să nu-ți placă serialul ăsta. Are un puternic vibe de Lost al lui J.J. Abrams, are și un puternic vibe de It. Și atunci e o combinată undeva. Pe parcursul serialului ai... e clar că misterul e profund, e... adică se construiește foarte bine misterul, s a plăcut foarte mult. Se pare că are un heavy lin... se... Se apleacă, se așează pe pe partea de, de Dark Tower, are niște chestii la final care, din punctul meu de vedere, dacă m-am uitat la el, mi s-a părut că duce în direcția aia, are niște imagini care duc în direcția aia de, de multiverse și de unitate la, la centru, prin, prin Dark Tower, dar în același timp, dacă iese de cel mai plăcut, cel mai mult, este finalul. Și nu e atât de mult că nu mi-a plăcut, ci că mă așteptam la mai mult din partea lui. Dacă celelalte, dacă, dacă, în mod normal o poveste are un final care închide cât de cât o poveste, ăsta este mai degrabă un, 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 oruboros, este un șarpe care își mușcă coada, pentru că, și nu pot să vă spun de ce, dar o să vedeți în serial, practic ajungi într-un punct, povestea, filozofia din spate, este una care e mai puțin, e mai, e, e creativă, e bolzi. Dar în același timp nu e o poveste spusă bine, din punctul meu de vedere. Și am multul altul care au văzut serialul, sunt sigur de asta. Pentru că, e, știi cum e, pentru cei care au văzut Lost, de exemplu, și la fel a fost o, o, poveste, un mit, o chestie, o nebunie, o nu știu ce, nu știu ce, nu e cazul neapărat că ăsta nu... Nu e cazul că ignoră foarte multe uh, priseturi pe care în Lost, problema principală a fost că s-au făcut foarte multe preseturi și au rămas neexplicate și nu numai că neexplicate, dar nu mai contau la final. Pe când în ăsta fiecare lucru contează, fiecare lucru pe care îl vezi o să conteze. La do Dacă te mai uiți o dată la serial, o să vezi că sunt, sunt foarte multe foreshadow-uri pe parcurs. Și îți dai seama de el dacă îl urmești a doua oară, Deci, a, da, make sense, make sense, make sense, make sense. Dar sunt și câteva chestii, în schimb, care pur și simplu sunt lăsate în aer complet. Și nu e o problemă să lași câteva clickfangere și să lași câteva chestii de spus în următorul sezon, în care se explice un macro theme. Dar sunt chestii, în schimb, în serialul ăsta, care sunt prea deschise. Adică poți să-mi lași câteva, n-am o problemă cu asta, dacă un, există un personaj la care la un întrebi dacă totul se întâmplă în mintea acelui personaj și dacă de fapt personajul respectiv este într-un loophole temporal, mi să ce se întâmplă și asta înseamnă că povestea adiacentă este mai puțin relevantă, știi, adică se pare că se spune povestea asta și de fapt personajul central e ăla încă ăla trăiește într-o altă chestie. Pe de altă parte, în schimb, mă uit, ai, o, ai un întreg episod care pare să spună o chestie, numai că la final te întrebi, e real sau nu e reală povestea Adică sunt, povestea e bună, overall e ok serialul, mi-a plăcut foarte mult, singura problemă este finalul. Și cum e? He flies, he flies, he flies, he didn't stick the landing. Asta e o problemă pe care foarte multe seriale de genul ăsta o au. Când construiești mister și plot twists and twists and little, little things and placeholders and all that shit, la un moment dat trebuie să și livrezi, știi? După ce ai făcut toate, toate manevre, ce toate foreshadow trebuie să și livrezi ceva impecabil, ceva care să-i facă pe să spună Fuck me, this is amazing. Aici scârție puțin serialul. La partea asta de the punchline. Tot e perfect, totul e, totul se mișcă în tandem, dansul e frumos, dar când ajunge să concluzioneze seara, ca să zic așa, it doesn't stick. Acolo, ai e singura mea problemă. Dar, iar nu cred neapărat că n-au nu -au dat seama de asta, cred că au făcut-o voit, cred că e o alegere de stil asta și de aia sunt puțin supărat pe, pe, ei. Pentru că îmi dau seama că puteau să o facă mai bine, dar este, este 100% dorită faza asta, să fie mai încolo reveal -ul. Și făcând chestia asta, din păcate, pierde puncte la, la exact cum trebuia, știi? Pentru că după ce ai băgat 9 ore în treaba asta, hai, te aștept și tu să primești, știi, cireașa, tortul, whatever. Și nu e. Nu e. O să fie, adică e, dar e pe jumătate și la final o să spaci pentru foarte mult o să fie, oh, really? Este puțin împotriva uh, Firii, povestea spusă. The Hero's Journey. Dar îmi dau seama că este doar o parte a unei povești toată chestia asta cu, cu, cu Henry. Dar în același timp, nu pot să nu te uiți la el și să spui Dude! The fuck, man? Pentru cine o să vadă primul sezon cu al doilea sezon legate, o să aibă mai mult sens. Pentru cine o să vadă primele două și cu al treilea legate, o să aibă și mai mult sens. Și atunci, overall, pe parcursul timpului, o să fie mișto să-l vezi. Dar pentru cine l-a văzut acum și îl vede week by week și își dă seama, merge cu povestea liniară acum, pentru oamenii ăștia o să fie destul de bizar să-l vadă. Sau o să fie cel puțin dezamăgitor pe alocuri. De aia, la părțile bune sunt foarte multe părți bune. Serialul este extraordinar de bun ca și producție, ca și actorie, ca și scriptwriting, până ca ultima jumătate de oră. În ultima jumătate de oră, când trebuie să existe payoff-urile, când ar trebui să vezi, wow, ce tare, ce tare, ce tare, ce tare, ce tare, ești, mm, ok, but I didn't get it. Adică sunt prea multe chestii pe care nu le prins. Și atunci, o să rămână foarte mult, o să rămână întrebarea asta la final, is it this way or is it that way? Cum, de fapt, ce s-a întâmplat? Și o să facem un clip pe tema asta, săptămâna viitoare, despre ce cred eu că s-a întâmplat, de fapt, în ultimul episod. Da? Numai că iar după ce uitați-vă la serial mai întâi, înainte să trebuie să vă uitați la serial, înainte să vedeți în episod de explicativ de genul ăsta. Din punctul meu de vedere este un serial foarte bun, merită văzut, din punctul meu de vedere dau un 8 fără nicio fel de problemă, adică it's very, very nice. Problema lui principală, v-am spus, este final. Dacă acceptați faptul că veți vedea un final diferit, asta e cel mai important, să vă uitați la el conștienți de faptul că finalul nu este finalul poveștii, este finalul oarecum al unei părți din poveste. Și că sezonul 2 și 3, când ne veți vedea împreună pe toate din nou, atunci veți avea probabil întreaga poveste. De aia, it's nice, it doesn't stick the landing. Sper să aibă sens, sper să vă uitați, sper să-mi spuneți și voi ce părere ați avut și să îmi spuneți dacă vreți acel tip exclusiv și nu cred că foarte mult nu o să-l vrea. Ok, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că o să vă uitați la serial, nu uitați pe HBO GO, HBO GO este mertă să luați HBO GO. Dacă să vă spun ce mertă să aveți, HBO GO este the number one choice. Între Netflix, HBO GO, Amazon Prime sau Prime Video de fapt, aș spune că principalul pe care să luați este HBO GO. După care, restul. Netflix-ul și apoi Amazon Prime. Bun, sper, să vă, sper că v-a plăcut, sper ca până data viitoare să rămâneți alături de mine, sper să dați un like, un comment, un share ca să mai aflu lumea de canal. Și evident, le mulțumesc băților pe Patreon întotdeauna alături de stomacul meu, pentru că nu pot spui de inima mea. Și, pentru că văd că mă mai întreabă destul de mulți oameni, pe Patreon ce se întâmplă este, este, un loc în care puteți să donați, în cazul de față, o bere, două, trei, câte vreți voi, lunar sau one time only, fați un cont, aveți nevoie de un card, donați atât cât vreți voi și aia este bere pentru mine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până viitoare, nu rămân decât să vă orez, vizionare plăcută, numai de bine! buffed.